Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Iremia, sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu, Cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Slavă ție, Doamne! Noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru preafericitul Părintele nostru, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, lupțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramul de adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierar Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al